Bine, v-am regăsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi vă propun un dialog alături de un invitat special din generația AZ, o generație foarte tânără care are niște preocupări particulare. În dialogul de astăzi, încercăm să răspundem la câteva întrebări ce țin de sensul vieții. Sensul vieții pe care un creștin vrea să aibă, și sigur, acest sens este construit nu doar în realitatea imediată, ci și în ceea ce numim noi realitatea de dincolo împărăția lui Dumnezeu. Așa că îi spunem un bun venit lui Elvin Chiciudean. Bine ai venit, Elvin! Mulțumesc foarte mult, mă bucur enorm să fiu aici și sper într-adevăr să fiu în stare să răspund la întrebările acestea. Uh, cred că va fi un dialog uh, fructuos și pentru cei de acasă aș vrea să transmit faptul că... Uh, el face parte dintr-o categorie de tineri care încearcă să chestioneze credințele moștenite din familie, ceea ce este un lucru foarte sănătos. Pentru că fiecare dintre noi ar trebui să avem un răspuns personal la întrebarea cine sunt, de unde vin în cotromă, la întrebările cine sunt, de unde vin în cotromă în drept, cine este Dumnezeu pentru mine, există oare Dumnezeu? Ar trebui să avem răspunsuri personale la, la aceste întrebări, pentru că ele vor da un fundament credinței noastre. Așa că, Elvin. Spuneam că faci parte din generația Z, cea nativilor digitali. Uh -huh. Te întrebam înainte de emisiune vis-a-vis -vis de un an orientativ al nașterii, ziceai după 2000. <laughs> foarte recent, lumea s-a schimbat în ultimele decenii într-un ritm foarte alert. Și generația aceasta a nativilor digitali are un mod specific de a se raporta la lume Pentru că informația la ei ajunge într-o clipită, chiar dacă nu în mod direct, ci în mod intermediat, prin internet. Și folosirea tehnologiei a, a început să fie ceva la, la, la ordinea zilei. Uh -huh. Întrebările vis-a-vis -vis de. Pentru că știi informațiile atunci când vin uh, din toate direcțiile, și când nu trebuie să muncești foarte mult și ai impresia că știi foarte multe, uh, există riscul de a nu pătrunde în profunzime, pentru că informația din, în postmodernism este foarte fragmentată. Așa e. Avem da. fiecare povestea noastră, ne interesează latura aceasta de uh, subiectivitate. Um, Vreau să te întreb, cum se face că tu ai căutări spirituale și, mai mult decât, poate chiar ne vei aminti, uh, ai făcut și studii uh, universitare care cumva să te ajute să-ți uh, să răspunzi sau să-ți dea instrumente care să te ajute în a răspunde la anumite întrebări importante vis-a-vis -vis de sensul vieții? Mm -hmm. uh, dacă ar fi să mă gândesc de ce. Sunt atât de curios, cred că aș începe neapărat cu familia mea, cu părinții mei. Ei au pus în mine o dorință de a cunoaște mai mult. Uh, mama mea mi-a cumpărat de mic enciclopedii, enciclopedii pe care nu știam să le citesc, dar țin minte, le deschideam, mă uitam la poze și ea mi le citea. Uh, și acum, încă, când m-am întors acasă după facultate, am luat aceste enciclopedii și încă mi-aduc aminte exact fiecare imagine și mi-aduc aminte ce mi-a povestit ea că scrie acolo. Deși eu niciodată nu am citit ce scrie acolo. Și combinăm asta cu faptul că tatăl meu este păstor, misionar, uh, în cadrul cărei biserici, În cadrul bisericii Baptiste Speranța, iar uh, lucrarea lui misionar se numește mentor în dinst, uh, Și el este un om care. L-am respectat foarte mult, pentru că întotdeauna nu i-a fost frică să îmi spună, după mesaj, după mesajul altor păstori sau chiar mesajul lui, ce, cu ce nu a fost de acord, cu ce este de acord și, cel mai important, de ce. Te-am învățat să gândești critic în alte M-am învățat să gândesc ele. critic și dialectic, adică întotdeauna a fost o conversație, întotdeauna am putut să pun întrebări. Orice întrebare am avut, niciodată nu a fost uh, răspunsul pentru că așa e. Mi s-a spus, uh, Ok, poate nu acum e momentul să vorbim despre asta pentru anumite întrebări, dar la orice întrebare am putut să fiu deschis cu părinții mei. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult să, să au fiu fost deschis părinții căutării. Tăi, au fost momente în care părinții tăi au spus nu știu sau nu știu care este răspunsul acesta sau poate e o zonă în care nu avem suficientă lumină de înțelegere? Nu cred că au spus chestia asta. Mi-au spus că s-ar putea să nu aibă dreptate. Ceea ce pentru mine e aproape, e la fel de important. Chiar dacă... Pentru că, și dacă spunem că știm, s-ar putea să nu avem dreptate, că suntem oameni la sfârșitul zilei și s-ar putea să fie mai multe de învățat. Am înțeles. Cum se face că ai continuat această preocupare spirituală de a înțelege lumea fizică și metafizică uh -huh. în studiile, în studiile tale universitare? Povestește-ne puțin despre acest episod al vieții tale. Da. Um... Începe din școala primară, unde fiind școala publică, orele de religie erau ore ortodoxe. Eu uh, nu trebuia să merg la aceste ore, deoarece s-a -a făcut un, o înțelegere între părinții mei, Biserica mea și școala, unde primeam note și calificative de la Biserica mea, care se aplicau și la școală. Uh, dar cred că prin clasa 7-a și 8-a i-am rugat pe părinți, da, de ce nu pot să mă duc și eu să mă prezint? Uh, și m-am dus, dar întotdeauna am fost un băiat destul de argumentativ, așa că la prima oră de religie la care m-am dus, m-am dus și m-am prezentat cu, FSN, cu un verset din Efeseni, unde se vorbește despre nu prin fapte ca să nu se laude nimeni și am început să mi împing propria ideologie, așa că n-am mai fost... Adică mântuirea uh, prin har, da? Mântuirea prin har <laughs> și nu prin fapte și în acest uh, motiv n-am mai fost primit la ora de religie. Ai fost prea apologetic. Prea apologetic, da. După care în liceu am început să fac parte din grupuri de debate, uh, am început să mă uit. Pe atunci erau la modă videoclipurile pe YouTube, că tot vorbim de generația zi, videoclipuri pe YouTube cu titlul de genul uh, un ateist distruge creștinismul în 5 minute sau de ce Biblia este falsă 10 motive, diferite argumente din acestea. Și mă uitam la acestea, iar după ce mă uitam, scriam un eseu pentru mine uh, cu de ce nu e adevărat sau de ce un contraargument a celor videouri de pe YouTube și le dădeam mai departe la tatăl meu, aveam conversație, mai dădeam comentarii pe YouTube, așa că întotdeauna am avut o dorință de a demonstra și a lupta pentru creștinism. Acum trebuie să recunosc că am fost un pic mândru pentru că înainte să plec la facultate, scopul meu a fost am să mă duc la facultate, am să fac filozofie și am să demonstrez că Dumnezeu există și nu o să mai fie îndoială. Mă credeam eu cel mai mare apologetic de pe pământ. Nu, nu aveam uh, ideea că au trecut atâția ani, 2000 de ani de la Hristos și încă nu avem un argument care să fie câștigat un premiu Nobel, care să fie foarte clar. Și atunci uh, de aia m-am profilat pe filozofie în facultate, pentru că am Unde vrut ai să demonstrez. Filozofia? Am studiat în Statele Unite, în Tennessee, la Sewanee, de University of the South, a doua cea mai mare facultate din Statele Unite ca număr de hectare de pământ. O facultate foarte frumoasă, la țară. O facultate cu specific creștin, da? O facultate episcopală, da. Dar eu fiind în departamentul de filozofie, profesorii de filozofie diferă. Am avut cred că șapte profesori diferiți, unii dintre ei ateiști, unii dintre ei creștini, unii dintre ei budiști. Deci am avut, am fost expus diferit la mulți, multe idei diferite, ideologii diferite. În această emisiune nu ne propunem să conturăm acele argument care ar putea să primească premiul Nobel în favoarea existenței da. lui Dumnezeu. Nici nu cred că există, ca să fiu, că... să fiu clar. Pentru dacă... Nu există în formulare probabil da. în logica omenească, dar conform sfintei scripturi lucrurile sunt prin credință înțelegem că unele lucruri există și uneori este suficient că Dumnezeu a spus. Mm -hmm. Dar asta ca și discuție ultimă. Pentru că atunci când nu mai avem resorturi, nu mai avem unde să căutăm ce ne mai rămâne. Da, adică Poate nu ne ajută știința, nu ne ajută teologia, nu ne ajută filozofia, cu ce rămâne? Uh, asta este una dintre dramele pe care unii oameni le trăiesc. Uh, unii spun, ok, nu mai cred în Dumnezeu, dă-mi ceva mai bun decât atât. Mm -hmm. Ceva mai bun decât argumentul pentru Dumnezeu. Sigur, tu ai studiat filozofia și argumentele, și uh, procesele de gândire și uh, modul în care construim argumentele sunt foarte complexe. Ceea ce îți propun acum, pentru că spațiul acestei emisiuni este unul foarte larg, în minutele pe care le avem la dispoziție, să discutăm despre acele câteva argumente pe care un tânăr din generația Z, care îl caută pe Dumnezeu. Uh, și cu siguranță nu ești singurul. Ce este interesant e că există din multe direcții în care creștinii încearcă să aducă totuși. Argumente în favoarea Dumnezeu, uh -huh. de la cinematografie. Există o ramură destul de importantă și în cinematografie care încearcă să producă filme creștine sau, în sfârșit, producții creștine. Există chiar și în zona aceasta de debate -uri. Avem John Lennox, de exemplu, este primul nume care îmi vine în minte. Este un apologet, este și un om de știință și sunt cazuri fericite în care oameni cu Liniște și cumpătare, vorbesc despre Dumnezeu, fără să aibă vreo îndoială că acesta nu ar exista. Uh -huh. Dar cu cât ne apropiem de generațiile mai tinere, probabil că argumentele sunt foarte, foarte interesante de, de observat, pentru că, așa cum aminteam mai devreme, generațiile, da, lumea foarte mult s-a schimbat în ultim. mă refer la societatea occidentală. Uh, Într-o singură generație, noi trăim foarte multe evenimente, ceea ce nu se întâmpla cu generațiile anterioare. Ce? Da? Nu mai poți să spui că în 60 de ani lucrurile sunt cam pe acolo. Nu. Într-un an avem inteligență artificială, la anul nu știm ce ne aduceam da. la acesta, da? Lucrurile se schimbă atât de fulminant. Care sunt câteva argumente pe care tu de-a lungul anilor le-ai descoperit, le-ai conturat? Mm -hmm. Argumente pentru Dumnezeu. Super. Um, am să trec prin ele în ordinea în care le-am descoperit Super. sau în care mi-au fost descoperite. Uh, și un lucru care aș să-l precizez este că în fiecare argument are lucruri în care este un argument puternic, uh, aspecte în care este un argument puternic și aspecte în care nu este așa de puternic. Și asta este o parte a gândirii skeptice skepticism, uh, sceptice, ske da? Skeptice, da, unde întotdeauna uh, există un contraargument pentru orice la, poziție putem pune. la adică mă îndoiesc, uh, da. în sfârșit, uh, ideea de a chestiona anumite realități. Da, carteziană ar fi un pic cam extremă pentru Am mine, îndoială carteziană, dar uh, aproximativ pe acolo. Uh, Ceea ce vreau să menționez este că uh, publicul rămâne să judece, fiecare dintre noi rămâne să judecăm, că poate Absolut. sunt persoane care ne privesc sau ne odiază prin intermediul undelor radio și care nu au ajuns la o etapă de înțelegere pe care tu sau careva dintre noi o avem. Exact. Ceea ce vrem să spunem de la bun început este că aceste argumente vin în urma unui studiu personal. Da, da? ne-am studiat personal. Exact. În... Aș vrea să cred că am o înțelegere bună a argumentului, dar întotdeauna există posibilitatea că nu am înțeles chiar eu argumentul respectiv sau că nu am descris cel mai bine argumentul. Deci, cred că putem avansa în înțelegerea fiecăruia dintre aceste argumente. Primul argument, și cel mai folosit, cel puțin când eram eu tânăr, se numește argumentul din design, și analogia cea mai cunoscută din argumentul din design este analogia ceasornicului, care spune așa mergi printr-o pădure, o parte foarte naturală, neatinsă de om și pe jos găsești un ceas. Un ceas care funcționează, arată exact timpul, are o curea de piele. Ce concluzie poți să tragi de acolo? Că a bătut vântul și a bătut vântul mult timp, a luat materialele din pământ și le-a pus împreună în așa fel încât să, să ajungă ceasul, după care mai trebuie să moară și o vacă la care să-i cadă pielea și să ajungă tot pe ceasul respectiv. Puțin probabil, deci nu este o concluzie probabilă. Așa că cea mai probabilă concluzie este că cineva l-a creat și l-a pus acolo, pentru că cum altcumva poate să apară un ceas în mijlocul la naturii. Și analogia aceasta acum o punem în viața noastră, când ne uităm la noi, la cât de extraordinar este uh, corpul uman și nu numai corpul uman, lumea în care ne aflăm, adică planeta unde suntem. Dacă ne uităm la orice altă planetă din uh, sistemul nostru solar sau până și în alte sisteme solare, nu am putea trăi decât aici. Și modul în care suntem noi ca oameni uh, arată clar spre un designer, cineva care ne-a creat cu un scop și ne-a făcut într-un mod în care Totul este făcut pentru noi, potrivit pentru noi. Și acesta este un argument foarte folosit pentru uh, existența lui Dumnezeu. Cineva care ne-a făcut în imaginea lui. Și ad, ne aduce aminte și de Geneza 1. Cu, uh, Geneza 1, unde Dumnezeu ne-a creat în imaginea lui. Ideea aceasta de design inteligent este. Uh... Undeva la confluența dintre religie sau teologie și știință, nu așa? Uh -huh. Pentru că și știința trebuie să răspundă la anumite salturi, da? da. Noi le numim credință creștinii, dar și în axiomele din știință sunt tot anumite prezumții de la care pornești, fără să fie a priori da. ceva demonstrat. Absolut! Da? Așa că designul inteligent este cu siguranță un, un argument care ajută creștinii în înțelegerea Da, și eu cred că este un argument bun. Acum, unde cred eu că este puțin slab și nu ajunge la standardele pe care le-am dorit eu, a fost pentru că separăm universul acesta, care universul tot a fost creat de Dumnezeu, absolut, absolut tot, și separăm lucrurile simple de lucrurile complexe, ca și cum ar fi o astfel de delimitare. Uh -huh. De exemplu, ne uităm la noi ca oameni și zicem, wow, ce complex suntem noi, wow, uite, incredibil cum gândim, ce putem să facem, ce putem să creem, cum putem să manipulăm natura. Și mai ne uităm la o piatră și spunem, este nimic, este un obiect inanimat și simplu. Eu nu văd această dicotomie aici, între simplicitate și complexitate, pentru că totul este extraordinar de complex. Dacă ne uităm în știință, orice domeniu are întrebări, are întrebări nerăspunse sau la care răspunsul nu este adecvat. Și așa că și o piatră care pare un obiect simplu, dacă intrăm în moleculă, în atom, în particulele quantum, deja nu știm ce se întâmplă. Așa că pentru mine complexitatea apare peste tot. Iar dacă complexitatea apare peste tot, atunci ce mai Înseamnă simplicitate și complexitate. Sunt numai lucruri create de mintea noastră, ca oameni. Și atunci, cred că de, de aceea nu este cel mai bun uh, argument. Dar, uh, totuși, cum am spus, are părțile bune și părțile care nu sunt la fel de puternice. Ăsta este primul. Care ar fi următoarele argumente care au stat uh, la baza credinței tale mm -hmm. până la urmă? Când am ajuns la facultate, primul argument la care am fost expus a fost cosmological argument. Argumentul cosmologic. Și... Ce este acest argument? Vorbește despre mai multe constante ale fizicii. Vorbim de cum ar fi constanta gravitațională, proporția de materie barionică și materie neagră. Aceste constante, care sunt foarte exacte și sunt exacte... La un număr foarte bine definit. Iar dacă ar fi puțin diferite, oricare dintre aceste constante, și vorbim de aproximativ 24 de constante, dacă ar fi schimbate foarte puțin, Universul cum îl cunoaștem noi nu ar putea exista. La ce mă refer prin asta? Dacă gravitația ar fi un pic mai diferită, nu s-ar fi format stele, nu s-ar fi format planete și, automat, nu puteam exista nici noi. Dacă anumite lucruri ar fi schimbate, nu exista materie cum o cunoaștem noi, atomii cum îi cunoaștem noi. Și atunci argumentul este... Puteau să fie atâtea alte constante, cum de avem aceste constante care ne-au... Ne nu ne-au creat, ne lasă pe noi să existăm, ne permit să existăm. Și atunci argumentul este că Dumnezeu a pus aceste constante tocmai știind că numai aceste constante sunt cele care ne permit să trăim. Și acesta cred că este un argument foarte bun pentru că arată că oricât de adânc am studia descoperim că e foarte exact și că dacă ar fi puțin diferit, noi nu am fi. Și ne face să ne gândim că sunt foarte mici șansele ca noi existăm ca un simplu accident. Asta este ideea uh, cosmologică la argument. Ce ne poți spune despre argumentul ontologic? Argumentul ontologic, probabil cel mai complicat, um... Trebuie să înțelegem, să facem o distinție între uh, două tipuri de existență. Existența imaginară și existența reală. Deci ceva poate să fie fie un lucru real, fie un lucru imaginar. Și acel lucru fi, poate să existe sau să nu existe. Acum, dacă eu te rog pe tine să te gândești la cea mai uh, puternică făptură în mintea ta, să o conceptualizezi, să-ți să imaginezi cum ar fi... Automat ne gândim la anumite aspecte, care le atribuim oricum lui Dumnezeu: o omnipotență, um, um, moralitate supremă, iubire supremă, o cunoaștere supremă, um, netemporal, deci nu este limitat de timp. Dar dacă punem toate aceste predicate uh, descriind această ființă supremă. Este o ființă imaginară, dar cea mai puternică ființă imaginară este și cea care există în realitate. Și atunci, uh, argumentul ontologic spune că o ființă cu adevărat supremă trebuie să existe uh, necesar și în realitate. Uh, Acum, eu nu am înțeles niciodată argumentul acesta pe deplin și poate de aceea nici când îl explic, poate nu are neapărat uh, sens la fel de bine ca alte argumente pe care cred că pot să le explic. Dar este un argument foarte mult folosit în apologetică și este foarte bine cunoscut. Uh, încă se scriu... Uh, articole uh, în filozofie despre acest argument, întotdeauna discuția continuă, ceea ce simplu fapt că discuția încă continuă mie îmi spune că este un argument bun pe care încă eu nu l-am înțeles pentru că argumentele care nu au fost bune odată ce trece timpul au și dispărut. Cu siguranță că ar mai fi loc de discutat despre alte tipuri de argumente pe care le-ai descoperit, însă la final de ediție te provoc să ne spui la nivel personal, ce te-a convins pe tine să crezi că există Dumnezeu? Mm -hmm. uh, ultimul argument pe care uh, l-am în minte este Pascal's Wager, uh, care spune, și acesta m-a convins pe bine, care spune uh, ceva de genul ceva de genul. Uh, dacă Dumnezeu există sau nu există, sunt oricum sunt două opțiuni, fie crezi, fie Pariul nu crezi. Pascal, da? Da. Și atunci avem patru opțiuni. Fie există și crezi, fie există și nu crezi, fie nu există și nu crezi, fie nu există și crezi. Hai să vedem ce avem de câștigat și pierdut în fiecare uh, caz. Dacă nu există și nu cred, ei nu s-a întâmplat nimic, că nu, nu exista și nu credeam. Poate oricum. doar ai trăit o viață frumoasă. Și asta e, măcar ți-ai dus traiul, dar în mod folositor. Da. Cu baze morale. Cu, să, să sperăm. Să sperăm. Dacă nu există și crezi, din nou, ce ai pierdut, nu ai pierdut nimic a, pentru că în în ai de câștigat. Acesta, aici, aici, voiam să spun, iartă-mă, aici funcționează, da? Exact, a, a? ai câștigat o viață morală, da, o viață exact. frumoasă. aici funcționează, da. Da. A, dar ideea e că dacă nu există, și dacă crezi și dacă nu crezi, nu ai pierdut nimica, ai numai de câștigat cel puțin din ce văd eu. Dacă există și uh, nu crezi, atunci avem probleme. Atunci viața ta, într-adevăr, depinde de lucrurile pe care le faci acum. Pentru că într-o zi vei sta în fața lui Dumnezeu. Dacă există și crezi ce ai de câștigat? Absolut totul. Pentru că viața veșnică și cunoașterea Dumnezeu nu înseamnă doar că voi trăi ca pe pământ aici o eternitate. Înseamnă o cunoaștere și o uh, perfecționare a noastră ca suflete în fața lui Dumnezeu. Așa că, într-adevăr, dacă Dumnezeu există și credem în El, avem absolut totul de a câștiga. Și când am stat să mă gândesc la, ok, ce am de pierdut, ce am de câștigat, și ultimul lucru care m-a făcut să aleg dintre aceste două părți este harul. Am primit atâta har în viața mea de la Dumnezeu, lucrurile cum s-au întâmplat, lucrurile cum au decurs, este imposibil să nu mă uit și să spun mâna lui Dumnezeu este peste viața mea și are grijă de mine. Așa că El m-a convins că există. Și dacă există. Dacă cred, am totul de câștigat, dacă nu cred, am totul de pierdut. Așa că Harul m-a convins de acest lucru. Și ai rămas fidel credinței încă din clasa a 8 opta când da? le vorbeai despre, despre Har. Înțeleg? Mai devreme m-am botezat da. când aveam șase ani. Da. Oh, înțeleg. În Biserica Baptistă, înțeleg Biserica că Baptistă se facă da. botezuri mai, mai devreme, puțin. Uh, Sau a fost o excepție. A fost o excepție, am da. Fost, a fost o excepție. Uh, undeva în jurul adolescenției, probabil e cel mai devreme, nu? Pro, așa e de obicei, da. da. Am înțeles. Eu am fost foarte. Am vrut preconce. neapărat să mă botez, da. Mulțumim frumos pentru aceste gânduri care izvorăsc din căutări personale ale lui Dumnezeu. În mod, în mod cert există multe persoane, tinere sau mai puțin tinere, care poate încă nu au suficiente argumente în favoarea lui Dumnezeu. Mm -hmm. Le transmitem noi așa să nu obosească în această Absolut. căutare. Și să caute. Și da. să caute. Pentru că nu e așa, Iisus Hristos ne spune, cine bate îi voi deschide, mm -hmm. cine caută va găsi. Așa e. Mulțumim, Elvin Kicidean pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Ne vom întâlni cu Elvin Chiciudean și în ediția următoare vom continua să vorbim despre căutări în ceea ce privește existența lui Dumnezeu despre cunoaștere și cum putem media până la urmă aceste argumente în favoarea lui Dumnezeu cu anumite aspecte ce țin de cunoașterea lumii și cunoașterea de Dumnezeu. Numai bine!